Deși la noi e pace de 60 de ani, și-a pus pe cap o cască că toate zilele. Și în picioare niște șenilă, nu altă. În timp ce măsoară camera cu pași rari, caută spre noi ca spre doi străini. Nu-i nevoie să poarte armă ca să ne dăm seama că înăuntrul lui războiul a și început. E doar un copil și se joacă, spui tu. Dar dacă ai vedea cum te fulgeră de sub cască, n-ai mai zice așa. Parcă seara, când tropăie spre culcare, ar mărșălui deja printre tranșee. Atât de mic și să viseze la un lucru atât de mare, oho, oho, păi noaptea, acolo, sub plapumă, ce crezi că tot spune până adoarme? Vă urăsc, vă urăsc, vă urăsc pe voi și pacea voastră îngălată, în care colcăiți de 60 de ani. Iar dacă îi vei zice că nu mai sunt țări de cucerit pe lumea asta, îți va râde în nas și îți va răspunde: dar voi chiar nu vă uitați la televizor? Chiar nu vedeți că războaiele încep acum în bucătărie, biezne Gheorghe? Copilul nostru se pregătește de război, de Ioan S. Pop.